atunci. Ah, și ce, mă, copii? Ce se zac? Ce? Am făcut loc de joacă în partea asta aici. Să trăiești tu la copii. Vă salut. A uitat la copii. Nu știu să se joace. A plecat? Jos, jos, toată lumea jos. Păi ce, de când sunt administrator, trebuie să-mi bați capul. Și nu știu, dă-i jos pe toți, ești mai mare. Te pui la mintea lor. Tu știi ce face omul când intră în casă? Nu știu ce. Se descalță, se dezbracă și pune hainele la locul lor în cuier. Te rog frumos, te rog, du-te și tu. Tu de ce nu te descalți? Ei, bună, Gigi. Ai fost cu minte? Ți-ai făcut lecțiile? Nu mai am nevoie de voi. Tati, tati. Da. Cum e să fii căsătorit? Bine sau rău? E bine, da. Poftim? E bine. E bine. Nu te plictisă să spui mereu același lucru? Nu e mereu același lucru, mai sunt și lucruri noi, tati. Uite, să știi că mama mie îmi spune mereu același lucru. Păi, are răbdare cu tine până înveți. Da, cu mine, dar și cu tine. Tu de ce nu înveți? Păi, nu învăț, dar mai uit eu. Eu în locul ea și mai... m-aș îmbrăca mai elegant. Alo, Ina, să știi că n-am niciun pic de timp. Te cred. Nu mă capul de treburi. Mâine la colț. Pa, pa. Pa, pa. În funcție de producția lor principală... Te oprește motorul. Stai să ajung la stop. Bine. Tati, nu mă întreb dacă mi-am făcut lecțiile? Bine, te întreb. Ți-ai făcut lecțiile? Pe toate. Foarte bine. Tati, Mihăiță are 5 lei și vrea să-și cumpere o jucărie. Care Mihăiță? Cum care Mihăiță? Ăla din problemă. Își cumpere treaba lui. Cum să-și cumpere? Dacă ar mai avea 3 lei, ar fi prea mult. Dacă ar mai avea 1 leu, ar fi prea puțin. Înțeleg. Cât costă jucăria? Nu știu eu, tata. Ce între 6 și 8? Nu am nicio treabă între 6 și 8. Suntem liberi. Vezi dacă nu ești atent? 7. De unde populația se poate aproviziona cu pui de cărcă de o zi. Ia mare cafea? E apă. La greutatea între 500 grame. Stimatele spectatori, în ultimele 24 de ore, vremea a continuat... Tati, o zi eu, o zi tu, da? Bine, atunci iei tu mâine la tare. Nu, mai bine iau eu pe urmă și tu întâi, da? Bine, cum vrei. Astfel la București astăzi 19 grade, iar 33. La Crișova, 20 de grade, iar 33. Tati! Da, tată, da. Nu-mi dai un pupic? Îți dau mâine două, tată. Doi! Doi, da, mâine. Doi, da, acum. Unu, doi. Dă-i și lui. Hai, curcă-te. Curcă-te-vă amândoi și iată, o vorbă să-l aud. Tati! 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 Ce vrei? Ce vrei? Mai e mult până sună ceasul. Du-te imediat la tine în pat, că nu știu ce se întâmplă. Fără 20, nu mai stau. Thank you.
la ceasul, hai, hai! Școala repede, că n-au sunat ceasul. Trece ca secunda de încet. Omagile mele. Bună ziua. Știți, am găsit titlul. Luați loc un pic. E o metaforă, eternitatea secundei. Iertați-mă, am ședință. Timpul care trece necruțător, nu? Responsabil de număr, tovarășul Stoian. Am avut o problemă. Am stabilit un proiect de sumar. Dacă am fi pe Marte, mă alergam mai ușor. De unde știi ce e proiect pe Marte? E o chestie cu gravitația. Mai bine gândește-ne cum ne scuzăm. Când am aproape că s-a dus. Mai bine, precis fost cu talatam. Nu, bine să intru. Legile scuze și gata. 102 plus 7 este 9 egal? Da. Vă rog să mă iertați, am întârziat. Ce s-a întâmplat? Era și... Cine? Ghezdan. Ah, uite-l! Cred că l-am uitat de ieri. Bine, Popescu, treci în bancă. Mulțumesc, Irina. Treci la loc. Să continue Dobrescu. Dobrescu? Să șterg? Nu, să continui. Ce te uiți așa? Parcă ești picat din lună. Extraterestru. Ce? Extraterestru. Nu știu. Nu știi? Nu. Deloc? Deloc. Bine, treci în bancă. 4? Pentru data viitoare aveți de rezolvat problema numărul 7 și exercițiul numărul 4. Copii, ați reamintit părinților că astăzi avem ședință? Da! Da! Pica, Pica! Vezi? Așa sunt ei. Stau printre noi să ne observe. Și când vorbesc în gând cu planeta lor, nu mai văd și nu mai au nimic. De fapt, ei se prefac că sunt ca noi și când simt pericol, dispar. Știi cum? Nu. Uite așa, ca fu... Uite-l.
Care-i? Asta-i. Eh, nicio problemă, în 10 minute e gata. În 10 minute e gata. N-ar fi mai bine să-l așteptăm pe tata? N-are niciun rost. N-are niciun rost. El o privea pe ea. Fia o privea pe ea. Era în privirea ei ca raza aceea curcubeului care apare într-o după-amiază frumoasă de vară. Dar în timp ce o privea, el făcu o mișcare greșită și ușor se sparse un zgomot moale. El se aplecă și începu să adune ciob cu ciob. Se mai gândi în continuare el. Iubirea e o criză? Sau ce este iubirea? Lipsa de iluzii o caracteriza pe această fată. Bărbatul însă o privi din nou, acum după ce totul se spărsese. Iar el aduna ciob cu ciob privind-o. Iar ultimul ciob era atât de ascuțit că îl răni la mână. Oh, ce faceți, copii? O spargem! Foarte bine, foarte bine! Oh, tati, ce bine că ai venit, am uitat cheile! Nu nimic, nu nimic! Uite, ți-l prezint pe Cristi! Mă bucur! Și mi-am mutat de curând aici! E fratele... E fratele lui X! Te-ți frate? Da! Nu, mai lui X! Tati, e un inventator, inventează multe! Mă bucur foarte mult! Și? O spargem! Da, foarte bine, dați-i drumul! Nu, cred că nu se mai poate! Dar nu-i nicio problemă. Vedeți de să nu o decupăm și o scoatem afară. Doar și pochești, credeți, nu țin. Țin să știți, dar nu pot. Nu pot să mă uit. Am rău de înălțime, vă rog foarte. Vă ajut să știți. Vă mulțumesc foarte mult. Nu, vă rog. Te duc, nu pot să mă uit. Iartă-mă. De funie, vă rog. Da. Aveți grijă, tovarăș Popescu. Mamă! Ușurel, tovarăș Popescu. Aveți grijă. Tati, fii atent! Azi e ședință cu părinții. Prezență obligatorie. La mine. Poftiți. Am avut niște emoții, tati. Toată lumea s-a uitat la tine. Mulțumesc, tati. Bine ai venit. Ați fost excepțional. Mulțumesc. Felicitări. N-aș fi crezut să puteți să... Da, mulțumesc. Îmi pare rău pentru asta. Dar dacă vreți, vă fac o ială cu parolă, cum am luat mine acasă. Spui parola și se deschide imediat. Nu, e foarte bun. Orice parolă doriți vă pot. E foarte bun asta care e. Mulțumesc oricum. Da. Oricum vă stau la dispoziție oricând. Da. Pa, pa. Nu uitați cu parola, vă rog. Nu. Trebuie să cauți cheile de la ea de jos, tate. Tati, trebuie să te duci la ședință. Nu mai mergem cu ea ușa, tate. Ai vrea să supără tovarășa. Uite, fă și tu, așa, fă un mic efort. Uite atâta, cât poți tu de mic fă efortul, da? Poți? Te rog. Faci? Pe drum unii elevi din clasa noastră. Bună ziua. Bună ziua. Mă scuzați că am întârziat. Pentru cine ați venit? Pentru ședință. Sunt Popescu, tatăl. Vă rog, pasă. Să continuăm. Vă semnalam unele cazuri de indisciplină. Uitați, Săvescu. Foarte, foarte multe absențe. Nu se poate așa ceva. Nu cred. Și trebuie să vă mai spun că Răchită și Săvescu au fost găsiți fumând sub scară. Și nu o singură dată. De mai multe ori. Fumând sub scară? Nu. Copilul meu nu fumează. Lăsați, că știți și dumneavoastră foarte bine.
Te așteaptă o perioadă grea. Vă țineți bine? Sunteți bunicuțe, nu? Da. Nu este acum timpul pentru ceaiuri, întâlniri, mici idile. Vă rog, nu trebuia. Tovarășe Popescu, n-ați fost de mult pe la noi. De fapt, nu v-am văzut niciodată. Da, soția s-a ocupat, eu sunt mult mai ocupat. Și dânsa vine foarte rar. Sinceră să fiu, anul ăsta n-am văzut-o niciodată. Poftim, note mici, absențe, chiar pericol de corigență. Mă întreb ce o să facă copilul dumneavoastră la treaptă. Da, da, mai e mult până la treaptă. Câteva luni. Da? Da. Luați loc. Să continuăm. Și mai sunt și alți elevi. În ce clasă e copilul dumneavoastră? Poftim. Care din ei? 5 la geografie. Ce clasă e aici? Fizică. Clasa 10. 4 la matematică. A 10-a ce? Paraschiv, la limită. 5, 6. Doar ce Popescu, e nimic de râs. Iertați-mă. Ce s-a întâmplat? Vă rog, nu, lăsați. Să rămână. Eu sunt între a treia. Asta e. Bună seara. Mâinile la colț. Pa, pa. Pa, pa. Deci, Ciuș, dacă niște ciori se așează, câte una de câte un copac, le mai trebuie un copac. Dacă se așează... Alo? Să rămână, mami. Ce mai faci tu? Noi ne simțim foarte bine. E, păi sigur că nu e dor de tine. Se înțelege că... Sunt tu mai târziu, da? Te rog frumos, te rog, da? Îți explic eu, pa! Aveți un copil talentat, sensibil, cu mult spirit de observație. A scris cea mai frumoasă compunere. Special le-am dat această temă, familia mea. Cred că și pentru dumneavoastră e interesant. Vă înțeleg uimirea. Ica a copiat cuvânt cu cuvânt după Alexandra. N-aș fi crezut. Ica nu e un băiat rău, dar e cam... E... distrat. Da, ne-am mutat de curând la școală și știți... Da. Bine, dar aici e foarte... Acomodarea... Corect. Este corect. Este un exercițiu de fantezie, de imagine. Mai am un băiat mai mare. A, Cristi, cumva? Da. A, da, știu, mi-a... Suntem vecini, da. Mi-a... Reparat-i-ala. Ba, reparat-i-ala. Da. Vai, mă bucur. Totdeauna repară ceva sau construiește ceva. E foarte inventiv. E foarte... Mai bine... Pot să plec? Iertați-mă, pot să plec? Da, sigur că da. Da, sărmă. Puteți să o luați și pe asta. E tot a dumneavoastră, de fapt. Mai am una. Sărmă. Chiar nu știi? Ok, e simplu, da. Mă gândește-te. Ai, mă, tata, mă, să vezi ce să face mama dacă te vede. Mai bine nu ardeai mâncarea, tata. N-am. Dar am greșit. Nu mi-am văzut capul de treburi. Mm.
Aoleu, tată, cât dai din ei. Uite, mama tăia doar o fâșie. Uite așa de subțire. Vezi? Da. Cartofii de mâncat, nu de aruncat la gunoi. Du-te și adu telefonul și ai grijă tu de lecția. Câte ciori și... Și cât copaci sunt. Adu telefonul și lasă. Da, lasă-l aici, să fie aici. Du-te, fă lecțiile. Și câte ciori ai zis? Și cât copaci sunt. Ciuș, să mă lași în pace că am treabă. Alo, alo, Ilarie, Ilarie, o sunt Ovi, mă. Da, ce mai faci? Da, și eu bine, și eu la fel de bine, da, aproape bine, adică. Ascultă-mă, la gât? N-am nimic la gât. Nu, așa vorbesc eu de un timp. Mă, uite de ce te caut. Am o problemă. E destul de dificilă. Ascultă-mă cu atenție. Așa, niște ciori. Ciori, da. Așa, și copacul a rămas liber. E, câte ciori sunt pe copac și câți copaci sunt? Ce să știi, tu ești măgar. E, ce sistem de ecuație, mă? E, așa știam și eu. Bine, las că mă descurc eu cumva. Bine, la revedere. Ura, ura. Alte ciori pe astea. Ciuși, mi-a ieșit! Tati! Cum îl chema pe ăla care făcea baie? Toată lumea face baie, tata. Hai mă, tată, vorbesc serios. Un savan care făcea baie. Da, și savanții fac baie, da. Hai mă, tată, mă, acum vorbesc serios, serios. Un savan care făcea baie și când a intrat în apă, i-a venit ideea. Da, știu, știu. Arhimede, Evrica a zis. Exact. Uite, așa vreau să strig și eu. Mi-a ieșit. Uite, 3 copaci și 4 ciori. Da? Da. A fost ce simplu e? Dacă te gândești, un flec. Da. Nu credeam că poate să iasă atâta cu ajutor din câțiva cartofi. Ce? Ce? Am vrut să văd dacă ai adormit cu lumina aprinsă. Bine, las-o stingă. Noapte bună. Noapte bună. Da, acum adori, hai, că. Ți-a plăcut surpriza mea? Mi-a plăcut tare mult, dar îți mulțumesc foarte mult că ai grijă de mine. Acum adori. Bine, hai. Noapte bună. Așa, așa. Somn așa. Uiu, uiu. Ia, mamă, ia, că e de vânzare. Frumoasă, dar mai coapte ar trebui. Mai coapte ar trebui. E, dacă spui că e coapte. Morcovi ăsta? Ce are, mamă, morcov? Ia, uite. Pe ăsta e morcov. Spanacul? Spanacul. Frumos. Ar trebui mai verde. Azi dimineața l-am cules. Bună dimineața. Am avut o insomnie creatoare. Știți, ei nu se despart. Da, știu, se regăsesc, da, da. Da, se regăsesc. Nu, nu se regăsesc. Nu se regăsesc. Adică regăsirea asta trebuie să fie, de fapt, doar în mintea lui. Dar, de fapt, ei nu s-au întâlnit. E limpede, nu? 3 copaci și 4 ciori. 4 copaci și 3 ciori. Nu. Cine vrea să o ajute? Știu, eu am rezolvat-o. Fără caietul. Ah, 3 copaci și 4 ciori. Să fii mai atentă. Am greșit.
Simți? Simți? V-am spus eu. Ei nu simt nimic, nimic. Ei n-au dureri. Acum poftiți, încercați. Lăsați-le în pace. Ica, Ica! Vă purtați ca niște copii. Așa e. Să treacă pe la școală zilele astea, dar neapărat. Bună ziua. Bună ziua. Alexandra, spune-mi, te rog, ce s-a întâmplat? M-am mai plecat și... Așa că eu trebuie să... Bună ziua. M-am plecat și târziu. Bună ziua. Hai, dar... Știți? Știam. Știu. Bună ziua. Eu singură, cu mintea mea am rezolvat-o. 3 copaci și 4 ciori. Bine, dar unde este plecată mama ta? Bună ziua! Unde este plecată mama? Bună ziua! Instalație de... De unde știți că Ica e căzut din lume? Cei 3 omuleți verzi coborâră încet, încet din farfurie. Și atunci, dintr-o crepasă, din apropiere... Am descoperit un lucru extraordinar. Îl știi pe Ica? Nu știu. Ce-i cu el? Nu. Ăsta este nou. N-a mai apărut până acum. Ica este extraterestru. Ce? Extraterestru. Nu extraterestru. V-am mai spus, e jupiterian. Cu totul altceva. E extraterestru, dar nu e. Nu. Tovarășa spune că e căzut din lună. Marte. Iar eu cu Irina spunem că e căzut din Marte. Păi nici nu râd. S-a întrebat mai de o fisă. Ce-a zis? N-a râs, mai de o fisă. Și s-a întrebat. Nu s-a întrebat, stați puțin. Deci cel din mijloc, care îl cheamă Seiravaco, se îndreaptă deodată către cel da. De dreapta. Mi-a plăcut foarte mult surpriza cu pantalonii, că mi-ai călcat. Ai fost foarte drăguță. N-ajung. Tu erai? Iartă-mă. Nu, ne simțim foarte bine. Dragă, crezi ce vrei? Da, Alexandra mi-a călcat pantalonii. Cu ea vorbeam înainte. La revedere. Așa. Și eram la cei 3 omuleți. La cel din dreapta, care vorbea cu cel din mijloc. Se era bani cu unul la... Tati! Ce? E târziu. E duminică. Dar nu mi-ai promis? Da, ți-am promis, dar n-am niciun chef. Hai, tati, pescuitul era plăcerea ta cea mai mare. Era. Nici ți-ai făcut lecțiile? Pe toate. Da, atunci facem curățenie. Hai, tati, e zi de odihnă. Da. Trebuie să ieșim la aer liber. Da, ți-am spus domnilor să spune aer, nu aer. Aerul liber ți-e face foarte bine și la toate. Da. Știi, și un cântec cu aer liber. Mm-hmm. Hai, te rog, tăticu. Mm-hmm. Hai, tati, că ne așteaptă. Trebuie să te-a făcut o uniță automată. Da. Tati! Uite! O vorbă să n-aud! O vorbă să n-audă! Se întâmplă, știți? Bravo! Mă scuzați, n-am... Să fiți cu minți? Să vă dați pe pătură? Și o vorbă să n-aud! Ați înțeles? O vorbă să n-audă!
Ce? S-a prins! Uite-l, uite-l! Tati, tati, frate, să nu ne muște! Ce mare e! Tati, tati, prinde și te-l ascapa! Stați săpătura acolo! V-am spus că la pescuit nu se vorbește. Să stați cu minte, ați înțeles? Da? La pescuit se tace ca un pește, da? Unde, unde e? Cadinea unde era? Că mai peștele. Unde e? A dispărut. Dar nu e care era, l-am pus în coșul. Unde e pus? Că nu vă nici pește. Păi în coșul, foarte, tot ce păi ăsta, cel mai mare nu e. Vorbește, dar vreau să spun ceva. Ce vrei să spun? Dar nu te superi. Nu mă super, ce? Dar nu te superi, nu? Nu mă super, dar de ce? Uite, uite unde s-a dus untița. Uite așa a smuls-o și a plecat așa pe apă. De ce nu mi-ai spus? Trebuie să-mi spui. Fiindcă ai zis că la pescuit nu se vorbește. Și acum... Nu te enerva, hai nu te mai enerva. Aici e liber. Știi că ție nu ți-e bine. Ți-ți fac rău nervii. Și te doare și ficatul. Hai, te rog eu frumos. Da? Bine. Bine, bine. Bine, tati, dar mă duc să iau niște apă. Ia uite. Ce e asta, tati? Nu vezi? Un cățel. Vezi ce frumos e? Ce-i cu potaia asta în brațele tale, mă, tăticule? Mi-ai promis de mult un câine. Păi da, ți-am promis, dar un câine de rasă, nu de ăsta de pădure, care... Hai, jos, lângă ta. Unde e apa? Apa? Apa minerală, unde? Ne-am grăbit să ieșim la aer și m-am grăbit și am uitat-o acasă. Ți-a spus o mie de ori că se spune aer, nu aer. Nu fi supărat. Și mie mi-e sete. Închipuiește-ți că și mie mi-e sete. Dar tu nu vezi ce gros ești îmbrăcat? De-aia ce sete. Mă-ș putai! Mă-ș! Mă-ș de aici! Gata, strângem. Hai, la mașină. Strângem. Strângem. Tati, ce minunat a fost. Da. Data viitoare n-am să mai uit apa, ți-o promit. La viitoare. Tati, e trecere de pieton, nu de pășit. E, pentru un biciclist, tata. De localitate și în localitate nici n-ai voie cu mai mult de 60, iar camioanele merg cu 40. Tata, bine, nu mă interesează niciun camion. Uite, vine unul, cum nu te interesează? Avea mai mult de 40. Taticule, știi care este prima îndatorire a pasagerului? Să stea liniștit, să tacă din gură. Să lase pe șofer să conducă liniștit. Să se uite pe geam, să-și numere degetele, dar să tacă din gură. Să-l lase să condu... Că? Bună ziua, locotenent Șerban, vă rog să prezentați actele. Da, actele. Da, am auzit. Eu... Cred că știți ce ați greșit. Nu, nu cred că... Nu... Pot să spun eu? Pot să spun eu? Știți, întâia... Uite, a depășit un biciclist pe trecerea de pietoni. Asta era biciclistul și a trecut pe lângă el. După aia a trecut peste linia, a trecut pe linia continuă. După aia a mers cu aproape 70 la oră. Da, felicitări, ar trebui să stați mai mult de vorbă cu fata dumneavoastră. Poftiți cu mine la mașină, vă rog. Tati, ți-a plăcut cum am știut? Da, tata, mi-a plăcut foarte mult. Ești mândru de mine, nu? Da, dă-mi puțină apă. Apă? Da, am uitat, am uitat-o acasă. Greșit. Mama, mama, uite ce-am prins. Vai, eu! Ce e asta? Ce monstru! El l-a prins? Da.
Hai, sper că nu v-a necăjit prea mult. Nu. Am și o rugăminte, domnul Popescu. Mi s-a stricat parola la ială și cred că trebuie o voce mai groasă. Eu nu mi-am pierdut răbdarea, de 2 ore încerc. Și să știți că dacă... Da, dragă, spune. Ica este băiatul dumneavoastră? Iertați-mă, cum se spune ușă? Parola. Ușă deschide-te. Da, asta e parola. Ușă deschide-te. Fiindcă este extraterestru. Ica e extraterestru? Da, mamă, e. Ușă deschide-te. Ușă deschide-te. Da, fetița cred că are temperatură. Arde. A ținut-o prea mult la soare. Poate ar fi bine să-i puneți termometru, să vedeți. Ți-e rău, tati? Bună, mama. Bună. Mama, am făcut toată ziua curățenie și de-aia n-am auzit telefonul. Dar nu m-am gândit, era mai bine să fi venit la tine, într-adevăr. Alexandra? Își face lecțiile. Da, e bine. Și eu sunt bine. Nu, n-am nimic. Nu mai am nimic. Nu, așa vorbesc eu de la un timp. Da, ne simțim foarte bine. Cât e? Da, foarte bine ne simțim. Tati, mă lași mâine la zoo? Da, te las la zoo. Hai, bine. Mă lași și la ziua lui Cristi? Da, hai, bine. Atunci trebuie să mă înveți să dansez. Da, tati, te învăț să dansezi. Bine, atunci te învăț și o regulă de circulație, da? Da, da. Hai, păi, curte. Curte. Hai. Un moment, tovarăș Popescu. Stai să mă tot. Așa, ai grijă, toate scara să fie lună. Bună dimineața! Astăzi, fiindcă este zi de vară și cald afară, îmi permit să vă prezint un program de gimnastică la fereastră. Fiți atenți la ritm. 1, 2, 3, 4, stâng, drept, stâng, drept. Și acum, veniți spre geam, deschideți-l complet pe cel dinăuntru, iar celălalt nu mai încredeți. Ha? Să vedem. Cât e? Ei, prea mă, 34! Încă e marșul. Bună ziua! Să rămână. Ce s-a întâmplat? Fetița are temperatură, e bolnavă și n-am putut să o aduc fiindcă are temperatură. Salut! Neața! Am găsit, nu se mai despart. Acum să le întâlnesc pentru că încă inițial, în momentul când ea l-a privit și-a dat seama de ceea ce se întâmplă. Adică Neața. Am rezolvat-o dramatic. Vreau să vă spun că a fost o noapte incandescent. Am lucrat minunat. Ce-i tăticule? Ce s-a întâmplat? Ce e, tată? A murit calul. Care cal, tată? Calul din carte. Să vedem. Ai, nu mai ai temperatură de tot. De asta încă.
Ți-au dus tata niște flori, stai să-ți pune tata mâna. Și din atâta să te duc. Pune tata. Tati, cu cine semăn eu, cu tine sau cu mama? Și cu mine și cu mama, da. La ochi? La ochi? La ochi cu mine, cred. La nas? La nas? El tot cu mine. La gură? La gură? Cu mama, da. Da, la suflet. Am vede. Tati, uite, voi aminte asta nu aveți, nici tu, nici mama. Nu avea o străbunică, da, tata, tăticuți. Știu, dar mie nu-mi place, uite. Cu ea eram dulce, dar fără ea sunt și mai dulce, vezi? Ai albit. Am albit, tata, am albit. De ce nu te vopsești? Nu să mă vopsesc. Și tu o să ai părul alb când o să fii bunicuță. Păi ca să fiu bunicuță, trebuie să fiu ultima micuță. O să fii, tata, o să fii. O să fiu. Tati, cum e să ai copii? E bine sau e rău? Tu ce crezi, tati? Eu cred că un copil ajută la casa omului. Tati, știi ce a făcut Tica la ora de desen? A avut o sticluță cu un praf care a turnat în paharul lui Irina. Și când a început ora, Irina a pus apă. Și a ieșit așa multă, multă spumă peste bancă până la cancelarie. Și s-au dat profesorii? Tot copiii au râs. E amuzant, e amuzant. Numai eu n-am râs. Da, foarte bine, da. Să știi că pe ei că în pauză l-am certat. Foarte bine. Să nu mai fac așa. Foarte bine că prost e, da. Așa. Păi ce... ce faci, mă, tati, mă? Uite-mă, tate, mă, de aici e seața mea. Cum așa, mea? Elef, tati. Ia spune-mi tu mie. Unde este interzisă întoarcerea? În curbe periculoase, în piețe aglomerate, ori pe rampă. Peste toate. Nota 4 astăzi. Să vedem mâine. Lăsați! Așa! Să vedeți! Și! Concurs de dans! Alexandra! Ei, eu mai pot. Și atunci el, ca să o amuze puțin, îi zise: un bou s-a îndrăgostit de luminiță. Boul eram eu. Stimați vizitatori, vă rugăm să circulați numai pe aerul de vizitare. Nu depășiți balustradele și supravegheați cu atenție pe timp pentru a preveni pierderea sau accidentarea lor. Administrația nu își asumă răspunderea pentru eventualele accidente provocate în urma nerespectării. Cum face hiena? Hiena? Așa face trenul, hi-hi, râd de tine. Da, 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 spune-mi, tata, cum face păunul? Păunul? Au! Au! Așa face mama, tata. Au! Iar ați făcut de rand. De asemenea, vă rugăm să nu dați hrana animalelor. Hrănind animalele, perturbați rațiile alimentare stabilite de specialiști și favorizați îmbolnăvirea lor. Ce mai faci? De când nu ne-am văzut și el are un leu. Cine e aici? Nu știu, parcă nu e nimeni acasă. Ah, uite, scrie acolo Melea Gris Galopavo. Ce nume. Ce înseamnă asta? Ce nume e ăsta? De ce nu e în țar? Eu știu, o fi bolnav, o fi la infirmerie. E, trebuia să scrie concediu medical. Vedem... Ia să vedem noi. Aoleu, tăi, vină-mi cu-a! Dacă-i fiară sălbatică și-o evadat,
Vino încoară, auzi? Mai vino cu atât. Vino cu atât. Ce căutați aici? Unde-i locatarul de aici? Are concediu? Iar a ieșit. Îmi scoate peria. Ieși afară. Dacă e periculos, tata. E un animal periculos cumva? Da, hai să ne ascundem. Vița mobilă, e un animal periculos, a scăpat din cușcă. Vă rog, ascundeți-vă că e foarte periculos, știți? Mai bine nu veneam, numai tu ești de vină. Nu-ți fie frică, ești cu mine. Vedeți că e o fiară scăpată din... Atenție la fiară! O fiară care a scăpat din cușcă și e în libertate. Mi-a adus distracție plăcută în continuare, să nu ne... Meleagris Galopav. Și cine credeți voi că era Meleagris Galopav? Un cățel! E un cățel. Un cățel, ce scump e. Ai, cuțu, 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 cuțu. Dar rătăcit. Seamănă cu cel de la pescuit. Or fi frați. Cum te cheamă? Nu știe cum îl cheamă. E, nu știe, știe, dar nu poate să spună. Unde-o fi stăpânul lui? Mă duc eu să văd, mă duc. O fi fată sau băiat? Cine poate ști? N-ați pierdut un cățel, n-ați pierdut un cățel. La nu pe asta. N-ați pierdut un cățel. N-ați pierdut un cățel. N-ați pierdut un cățel. N-ați pierdut un cățel. Surian, Dingo, Beatrice, Cuciuman, Dingo, Lăbuș, Stic, Sabina, Lori, Lori. Ce facem, o ținem pe rotație? Nu, nu, mama nici nu vrea să audă, nu-i plac animalele. Dacă aș avea curte, aș lua-o. A, da, mai bine face Cristi o cușcă automată la ușa blocului. Ne păzească pe toți. Nu, gata, o să o iau eu. Tata mi-a promis de mult un câine. Hai, Lola. Trebuie să-ți mintre spumă în ochi și nici în urechi. Ce faceți aici? Tati, vezi ce bucurie ți-am făcut? Ți-o prezint pe Lola. Vezi ce scumpă e? Te rog să scoateți bătaia din casă. Casa noastră nu e bătaie de joc. Ce mizerie ești. Și ce nu vrei, tata? Am spus să taci din gură. Uite, te-am scutit pe tine să-mi iei câine. Tata, te rog. Am înfiat-o. Taci din gură, te rog. Ea noastră. Te rog, taci din gură. Bine. Tac, mai încet. Dar-mi promiți? Dar te-ai gândit ce o să spună mama? Las că pe mama o conving eu. Cu tine e problema. Uite ce cățelușă scumpă poate să fie. Nici măcar nu e fată câinele, e câine, e băiat. Nu-i nimic, poate schimbăm numele, da? Mângă eu și tu, tati, mângă eu un pic. La picură, copii. Dă-te jos. Fii drăguț, du-te tărică jos. Alo, aici jos. Oh,
cu minte, băiatul. Te rog frumos. Te rog frumos să mă asculți, să mă asculți. Uite, stăm de vorbă ca între doi bărbați. Te rog frumos să fii cu minte, da? Ne-am înțeles? O vorbă să n-aud. Doarme copilul, te rog frumos, da? Lol, să fii cu minte, să mă asculți, că te las acasă. Bine, Lol? Bine? Pa, Lol! Pa, pa! Au, ce sentimental e! Chiar că e sentimental. Da, să vezi acum. Lol! Să fii cu minte, numai copiii mei la școală, câinii nu mai la școală. Și-o vorba să n-aud. E bine, hai să mergem. Uf, ce să fac? Nu suportă singurătatea. E sentimental. Ești un local. Mama ia 3 pastile pe zi și zâmbește întotdeauna. Bine, ai du-te repede și ia-l, du-te. Nu zâmbește. Încă nu s-a dizolvat. Lol, ai auzit? Să fii cu minte. Eu plec și te las acasă. Pa, Lol, pa, Lol. I-am dat cam multe. O să râdă prea tare. Așa e. Râsul face riduri. Oricum nu se observă că e negru. Și atunci, dacă absolutul e relativ, se gândea el, nu cumva și relativul este absolut? Ah, și în sufletul lui se petrecu un dezastru. Alo, da. Iată ceva absolut relativ, deși poate fi considerat în același timp. Și ceva relativ absolut, ceea ce e cam așa. Să nu mai mulțumesc. Îi comunică aceasta ei, ce-a privit și ea. Continuați. Și nu rezultă oare în aceasta că lumea e un univers întreg. Alexandra, tată, nu te-am bătut niciodată. Da, acum n-am ce să-ți fac. Bate-mă. Merit. Am greșit. Tată, îl duci imediat de unde l-ai luat. Tati, dar nu poți să-l las pe stradă. În casa noastră nu mai intră niciun câine, ai înțeles? Trebuie să-i găsim un stăpân. Tată, nu mă interesează părerea ta. Afară, imediat! Tati, e și el un suflet. Tu ești cel mai mare iubitor de animale. Trebuie să-i găsim totuși un stăpân. Afară cu mâna ta! Te dau afară și pe tine și pe el. Te rog din sufletelul meu, tati, să-i găsim un stăpân. Trebuie să fim oameni cu câinele. Fii cu mintele, mă. Îl salut. Stai! Ei se plimbau de mână, mână în mână. Și deodată mi a răit sfâșie noaptea două puncte. Miau, miau! Pleacă-mă-i, Cred că noi avem un câine și cred că l-ați pierdut dumneavoastră. Nu cred că e ciobănesc și nici nu e. Uite, arată-i cum se înțeleg. Da, dragă, dar mărgelul se înțelegea foarte bine cu pisicile. O să se înțeleagă amândoi. Dragă, a murit acum 2 ani și de 2 ani îl plâng în continuu. Da, dar nu e mărgelul. Cum seamănă și se... Eu ar fi alb, dar are o pată neagră. Pe tot corpul. Pe tot corpul. Uitați că se bucură. Îmi pare cunoscut. Foarte rău, dar nu e tandăreț. Tandăreț avea o tandăreț deosebită. Deci că nu ne trebuie nicio recompensă, nimic. Îmi pare rău oricât aș da, dar nu e tandăreț. Îmi pare foarte rău, nu e tandăreț. Și ea e o drăgălașă, dar tot nu e tandăreț. Nu, tandăreț avea o tandăreț deosebită. Să știți că răspunde la orice nume care vreți dumneavoastră. Ham. Da. Da. Da.
Nu. Guleraj n-are. Gratis! Gratis! Luați-vă rog, fiți amabile, uitați-vă, pentru copilași, cel mai frumos cadou. Luați-vă rog să... Să rămână, uitați. Vedeți, domnule, de treabă cadou. Se poate, din plin. Ovi, tu ești? Da, Ovi, într-adevăr, eu... Știi cine? Cine? Radu. Radu Stoica, mă. E un coleg delicios, David. Ce faci, bătrâne? Abia aștept să te văd. Formidabil. Și eu, David, aștept să te văd. Ovi, mi-a murit câinele și nevastă mea vrea... I-a murit câinele și vrea soția lui altă. Da, 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 te ascult. Ce-o fi câine să fie? Da, domne! Bun! Anunțul cu pierderea l-am dat așa. Bun. Bun. Ești bun, auzi, întreabă fetița mea dacă ești bun. La suflet. Păi nu suflam eu în liceu? Ce câine ai? Iubește câinii? Iubește. Iubește animalele? Normal. Asta e... Ce câine ai? E un câine extraordinar. E un lol veritabil. Trebuie să veniți într-o seară. Acum nu se vede mare loc. Da, exact, exact. Câte planete sunt pe cer? Exact, exact. Nu le-am numărat nimeni. Sunt o mulțime, așa că, cum să spun... Exact, exact, nu se știe. Nici asta nu se știe. Deșteaptă puștaică. Poți să vă mai întreb ceva? Întreabă. Care din planetele astea multe e planeta Micului Prinț? Ce planetă? A Micului Prinț, care avea un trandafir. Trandafir? Nu știți? Ba da. Lasă, Daricu, să știi că astea sunt numai niște povești. Nu există nici Micul Prinț, nici asta, nici nu există nimic. Ce nu există? Nici Micul Prinț, nici planeta lui, nici trandafirul ăla. Da, ca și cu extraterestri. Nu există, nu există și uite că există. Ai văzut-o vreunul? Da, îl văd în fiecare zi. Stă cu mine în bancă. Dar să știi că am văzut și planeta Micului Prinț. Ei, unde ai văzut-o? La televizor, într-un film. Tăticuțu, lasă că vorbim noi despre asta mai târziu, da? Nu știe nimic. Tati, la ce-i trebuie lui Saturninelu? La nimic, tata. Îl ține degeaba. Și mai termină cu întrebările, te rog. Aici avem altă treabă. Păi n-ai spus tu, când nu știu ceva, să te întreb? Uite că te întreb. Poți să întreb și eu ceva? Da. Cum îl cheamă pe cățel? Pe cățel, LOL. LOL? LOL de la ce vine? De la Lola. De la LOL? Poți să las singură mașină? Da. Crezi că stă? Da. N-am să-l las până la sfârșitul programului. Suportă foarte bine singurătatea. Cum e? Cravata ți-o dau. Nu, lasă, e din partea mea pentru tine, lasă. Repede, tata. Vino acum. Mi-ai făcut o mare bucurie, să știi. Și soția o să fie foarte fericită. Unde îl pui, acolo stă. Și treceți într-o seară pe la mine, da? Da. E... Să fii cu minte, să-l ascunzi pe nenea Radu și să nu mă uiți, da? Promiți? Palo, spune și tu, pa. Da? Pa. Nu mă uit, nu te uita nici tu. Să nu ne regrete prea tare. Ce face Alexandra, plângi? Îl înțeleg, e sentimental. Să știi că te iubești pe tine. N-am observat. Mă, nene, ajută-mă și mie, că mai... Urcați-vă, vă rog, în picior. Tăticuțu, ai bine. Tati! Da? Uite-o pe mama! Unde? Uite-o! E mama! Da. Tata, e da, mama! E. Da! Alo! Stai! Alo! Stai, domnule! Cine zic o ziceți? Un popor migrator care a trăit de mult și care o să înveți la istorie și las că spune altă lucru. Hai, mă, tata, mă, spune-mi acum! Mami, mami! Vă rog frumos, frate, de unde ați luat revista? De la... Fiți amabilă, mai aveți cumva o femeie? Nu, dintre a luat-o pe ultima. Da? Extraordinar. Bun. Și veneau din alte părți. De unde? Păi, din niște pustiuri, așa, mari. Acolo era casa lor? Da, sigur. Acum? Cine vine? Vizigoții, tati! A, așa, da, bun. Și veneau din alte părți și au plecat în altă parte, pentru că ei veneau de departe. De ce? Pentru că îi împingeau alții din urmă, care se numeau Gunta. Și ea de ce nu stăteau locul lui? Și pe ei împingeau alții. Și? Și tot așa. Ce tot așa? Să împingeau unii pe alții. Are dreptate, mamă, nu știi să explici. De ce nu stăteau migratorii ăștia fiecare la casa lui? Aveau mulți cai, tăticuțu.
Atunci tot umblau după pășuni și când este luna iarba, plecau mai departe. Nu știe să explice, iarba nu se termină niciodată. Neața, doar și Popescu, poftiți, vă rog. Eu mulțumesc. Am citit presa, urmărim totul, ne informăm. Salut. Căldura blândă a inimii ei simt și-mi strălucesc privirile înflorind, căci mâna ei cu dragoste mă ține. E mama. Ce drăguță e. Dobrescu? Da. La tablă. Să refacem paginația, nu? Poftiți. Soția. Soția? Vă salută. Să știți că n-am nicio vină. E drăguță, dar nu era așa tenă. Se întâmplă la tipar, probabil, s-a făcut. Mi-e peste oră. Mi-e peste oră, da? Vă salut, da? Pare rău. Cutroșul director, vă rog. Da. Vă salut. Mă numesc Popescu Ovidiu și sunt... Da, exact, sunt soțul... Da, vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc. Uitați ce vreau să vă rog. Știți, alo? Vreau să vă rog și eu tocmai asta. Stați un pic, nu vreau să vă mai rog nimic. Uitați ce se întâmplă. Mulțumesc, mulțumesc, vă salut. Am redus radical două pagini. Da, am mai scris un capitol. Tati, nu e așa că-i pustie casa fără LOL? Tati, cât o iubești pe mama? Atât? Atât? Atâta? Da, cât? Cât pot eu, tata? Tati, vreau să spun ceva, dar nu te superi. Mi-e dor de mama. Trebuie să facem curățenie generală. Introduc cartofii natur prin această pâine și se scot direct cartofi pai în această tigaie. Tati, nu
fi supărat pe Cristi. Face și invenții bune. Mai mergem la ziua lui? Dar pe mine mă ierți? Tati, tu ești tânăr sau bătrân? Am venit să iau fetița. Vreau să mă iertați, să vă trăiască. La mulți ani, Cristi, și să... Mulțumesc! Mulțumesc! Dar mai rămâneți un pic, măcar până la tor, vă rog. Nu vă supărați, pot să stau cu dumneavoastră? Da, cu plăcere. Tati, pe mine nu m-a invitat nimeni la dans. Da? Nici pe mine, da. Te invit eu. Știi ce bucură s-ar fi mama dacă ne-ar vedea? Nu, tată, nu. Hai, tată. Tată, îi facem o surpriză? De ce nu? N-ar fi trebuit să-i spunem? Dacă e surpriză, nu spune. Să mergem. Bună seara. Nu mai stai să vezi tortul. Ne pare rău, dar nu ne vedem capul de trep. Bună seara. Prune. Știi ce repede se fac, tati? A? Avem și felul 2 și desert, tati. Ia hai să vedem. Cartofii fierți în coajă. Mai avem coajă? Nu alea toate cojile noastre. În coaja lor e fiert. Da. Deci se curăță, se dau prin mașină, se amestecă cu făină, până iese un aluat lipicios. Lipicios? Ca un clei, nu? Așa, moale. Da, mai le-am... Așa. Pa. 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 Se taie în felii potrivite. Cine le potrivește, tata? Păi noi le potrivim. Așa, nu? Le punem așa, da? Poate te-am pe aici. A, pe aici se taie. Ce bine miroase.
De-abia aștept să mâncăm. Gălușca cea din tâi! Ți-a plăcut cartea care am scris-o pentru tine? Da, Dicuț. La tine ți-a plăcut cartea care am scris-o pentru tine? Da, ai avut câteva exagerări, dar a fost bine. Și tu ai avut câteva exagerări, să știi. Da, păi eu le-am făcut ca să-ți placă ție. Și eu tot de asta le-am făcut ca să-ți placă ție. Tată, nu mai avem prune. Mă duc să cumpăr. Lasă că le fac eu pastea până vii. Am vrut să fie. Tată, tu ai albit. Am albit. Am cam albit. Da. Aolea, tată, nu mai sunt cartofi. Da, chiar. Adi! Ova! Bravo! Dar nu prea că mai sunt pune, tati. Mă duc să iau. Vin acum. Uite! Am gândit să mă răzgândesc. Da? Ica nu e extraterestru, e pământean. Da? Se poate, tata, se poate. Dar nu orice pământean. Unul de la așa mai leneș, cum să spun. Da? Se poate, tata, dar știi ce mi-a promis? Că se îndreaptă. Se poate, tata, se poate. Gata, nu mai avem nimic. Să vedem. Mama, strânge. Descurcat. Deci, mama, tot, cum ai lăsat tu? Îți place? Așa? E că... Uite acolo. Să mergem în bucătărie. Uite, vezi, asta a fost cea din tâi. Nu, stai să nu se strice. Stai puțin. Dar nu crezi că sunt cam multe? Nu m-a avut timp să le numărăm, dar mai dăm din ele. Luica. Luica. Da, mă duc să-i duc. Oh. Mai duc. Bine, Luica. Ica tot ce? Mai vrea. Are musafiri. Are muzafiri. Am... Și? Cum? E duc și pentru mâine. Te foame? Nu. Puțin. Eu acum chiar că aș mânca niște găluși cu prune. Ce? Le-am dat pe toate. Da? Și noi ce facem? Aoleu, ce mâncăm? Ah, mergem la restaurant? Și comandăm găluși cu prune.